Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este un personaj pe care nu o să-l mai descriu nici cu funcții, nici cu elemente din CV. Am să-i spun direct bun venit domnului Ludovic Orban. Mulțumesc de invitație. Bună ziua. Domnule Orban, prima întrebare, simplu și la obiect. V-ați gândit să candidați la alegerile acestea de la 11 decembrie? Am comunicat pe Facebook decizia mea în urmă cu aproximativ o săptămână. Decizia mea e simplă, clară. Nu îmi depun candidatura pentru un nou mandat de deputat. Și până când nu se va termina procesul, nu voi candida pentru nicio funcție publică. Bun. Există informații venite din bucătăria PNL-ului, să spunem așa, cum că persoane care se află în situația dumneavoastră se vor regăsi pe listele partidului. N-aș vrea să dăm nume pentru că, repet, sunt informații pe surse, dar cum veți comenta situații de genul ăsta dacă le veți vedea pe acele liste, așa cum am N-am ce spus? să comentez. Fiecare trebuie să ia o decizie conform convingerilor, conform principiilor. Și pot să vă spun că nu cred că Partidul Național Liberal va avea pe listele de candidați oameni care să aibă probleme de integritate sau care să fie în cursul unor proceduri, să fie început urmărire penală sau să fie trimis în judecată. Nu cred că Partidul Național Liberal va susține. De altfel, am și discutat cu mulți colegi de-ai mei care sunt în situații similare și aproape toți au spus clar că nu vor candida. Apropo de dosare și de mersul în justiție al acestora, care este stadiul dosarului dumneavoastră astăzi? Sunt practic la instanța de fond. Am trecut de camera preliminară și în momentul de față sunt la instanța de fond. Eu am încercat să scurtez cât mai mult procedurile. În camera preliminară nu am ridicat nicio excepție, n-am formulat nicio obiecție. Chiar am spus că îmi doresc să se ajungă cât mai repede la judecata pe fond și sunt în momentul de față în judecata pe fond. Haideți să ne focusăm un pic pe PNL, partidul dumneavoastră, și întrebarea pe care vreau să vă adresez este cum vi s-a părut până acum, de la alegerile locale și până în prezent, prestația conducerii bicefale, proaspăt decapitate, ca să zic așa, prin acțiunea ADN-ului. Monocefale. Da. Nu prin acțiunea DNA-ului, ci prin Prin decizie, decizia exact. domnului Blaga de a se retrage în momentul în care a început urmărirea penală împotriva sa. Știți foarte bine că după alegerile locale poziția mea a fost clară și limpede. Am cerut să se dea drumul la alegeri în partid. Suntem la 2 ani de la o fuziune. În acești 2 ani, practic, conducerile la aproape toate nivelele au ajuns să fie conduceri care nu sunt legitimate prin votul membrilor PNL, ci sunt conduceri în cea mai mare parte numite. Și la nivel județean, și la nivel local. Ori după alegerile locale în care s-a văzut foarte clar ce lideri politici se bucură de încredere, pot să fie un plus pentru partid, ce lideri nu sunt un asset, să spun, pentru partid. Membrii partidului au fost implicați în campanie și în contact direct cu oamenii au aflat cu precizie care sunt acei oameni care merită să conducă Partidul Național Liberal. Și am cerut să fie lăsat să-și aleagă conducătorii. Din păcate, din diferite motive, s-a rămas pe actuala structură de conducere. Nu sunt mișcări spectaculoase de la locale până acum. Ori eu cred că ar trebui să apară câteva mișcări ale Partidului Național Liberal care să fie făcute pentru a recupera o mare parte din electoratul liberal și electoratul de dreapta care nu a venit să ne voteze la alegerile locale.
Spuneți că nu sunt mișcări spectaculoase. Pe de altă parte, imediat după alegerile locale, tandemul de care vorbeam, conducerea bicefală, a ieșit în spațiu public și a declarat un succes rezultatul de la locale. Deci știți cum e, dacă ai un După de ce se succes, zâmbesc, de ce după să de ce mai, se de ce să mai zâmbesc. schimb ceva dacă... Obiectivul Partidului Național Liberal și la locale și la parlamentare trebuie să fie câștigarea alegerilor pentru a putea forma guvernul. Și acum, conducerea Partidului Național Liberal trebuie să stabilească ca obiectiv câștigarea alegerilor. Nu să luăm 28 sau 30 sau 31. Trebuie să învingem PSD-ul pentru a putea forma guvernul. Asta este, practic, obiectivul normal pe care trebuie să-l aibă Partidul Național Liberal în aceste alegeri. Are nevoie PNL-ul de un Cioloș ca să poată ieși din situația asta prezentă? M-am pronunțat public încă de la apariția domnului Cioloș. N-am zis de Cioloș, ci de un Cioloș, adică un iepuraș din ăsta scos din joben care să atragă votanții. Partidul Național Liberal are foarte mulți membri de calitate, foarte mulți oameni care au crescut în acest partid, s-au dezvoltat, care au calitățile necesare și chiar dacă nu au expunerea mediatică, ar putea să fie lideri care să convingă foarte mulți alegători că e bine să fie votat Partidul Național Liberal. Eu niciodată n-am fost adeptul unor soluții din exterior. Orice soluție din exterior este o soluție care ignoră o realitate de fapt dintr-un partid politic. De altfel, am și spus clar, nu poți să tragi de Cioloș ca să vină în Partidul Național Liberal. Cioloș, în momentul în care a fost desemnat să conducă un guvern nepolitic, un guvern de tehnicieni care să nu aibă partizanat politic, în momentul în care accepta lucrul respectiv, este clar că își va duce acest angajament pe care l-a luat până la capăt. El nu poate fi, în momentul de față, folosit politic, în primul rând pentru că el nu vrea și, în al doilea rând, pentru că și-ar face rău singur. Și-ar lipsi de principala sursă de legitimitate pe care o are în momentul de față. Ați vorbit de activul de partid, de oameni care pot deveni lideri. Pe de altă parte, tot cel puțin pe surse, se vorbește de o cooptare relativ masivă de tehnocrați pe următoarele liste cu care PNL-ul va merge la alegerile parlamentare. De tehnocrați? De tehnocrați, da. Ce De înseamnă tehnocrați? oameni din actualul guvern, care ar putea apărea pe listele PNL-ului Nu și... cunosc nici pe surse, nici oficial, nici un membru al actualului guvern care să urmeze să fie candidat pe listele PNL. De altfel, premierul Cioloș a spus foarte clar că dacă cineva dorește să candideze pe listele oricărui partid, să facă bine, să anunțe lucrul ăsta și să-și dea demisia din guvern. Și dacă va apărea un astfel de nume sau vor apărea mai multe astfel de nume, cum crede, cât de corect credeți că va fi acest gest față de acel activ de partid de care vorbeați, care implicit va fi dat la o parte de pe niște posturi eligibile pentru a face loc unor astfel de personaje? Întotdeauna am susținut că leadership-ul unui partid politic trebuie să caute, în primul rând, oamenii de calitate în interiorul partidului, în interiorul celor care, și la bine, dar mai ales la greu, au fost alături de partid, a celor care și-au dezvoltat cariere politice în mod natural, în mod organic, urcând treaptă cu treaptă. Aici trebuie căutat, să spun, rezervor de talente și de viitori lideri. Sigur, asta nu înseamnă că un partid politic, mai ales un partid cum e Partidul Național Liberal, nu poate să susțină candidați care nu sunt neapărat membrii PNL, în măsura în care ei totuși reprezintă anumite grupuri. N-aș avea nimic, de exemplu, dacă stabilim un parteneriat cu un patronat sau cu o asociație profesională sau cu un grup social puternic care sprijină Partidul Național Liberal și care ar vrea să susțină un Și care candidat, aduce ce un plus electoral. evident, și care este, cum să spun, în bazinul social care sprijină Partidul Național Liberal, nu, absolut nimic ca să fie sprijinit pe liste și nici membrii Partidului Național Liberal nu ar avea nimic. Dar, repet, trebuie să fie oameni care să vină cu plus, care orice partid politic nu este o structură piramidală care sprijină, să spun, un singur grup social. Este o structură pluralistă care
trebuie să reprezinte un număr cât mai mare de interese și de aspirații ale diferitelor grupuri din societate. Și lucrul ăsta se poate face inclusiv prin reprezentarea pe listele parlamentare. Am înțeles, nu candidați, dar pe de altă parte asta nu înseamnă că nu puteți ajuta partidul în alegeri. V-a cerut cineva până în momentul de față să vă implicați sub o formă sau alta în viitoarea campanie? Sau vreți și de gând să o faceți? Și dacă nu mi-ar fi cerut nimeni, oricum mă implic. Deci veți fi jucător. Deci sunt liberal, sunt un om care de 27 de ani promovez ideile liberale, fac politică în Partidul Național Liberal, nu mi-este indiferent ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal. Chiar dacă astăzi am foarte multe obiecții privitoare la modul în care este condus Partidul Național Liberal, nu înseamnă că voi sta pe margine și că voi aștepta eșecul Partidului Național Liberal, ci dimpotrivă voi fi foarte activ în această campanie și voi încerca să conving cât mai mulți oameni, așa imperfect cum este PNL-ul, cu anumite slăbiciuni, cu anumite, să spun, probleme pe care le are în materie de mesaj public, de leadership. De asta este totuși soluția cea mai bună și singura soluție posibilă pentru a împiedica câștigarea alegerilor de către PSD. Să vă rog să comentăm o recentă declarație a președintelui Klaus Iohannis, măcar, de fapt, o parte din ea, și anume, cred că știți, aceea declarație potrivit căreia viitorul premier pe care domnia sa îl va numi nu va fi nici unul condamnat penal, nici cercetat penal. În special a doua parte, această latură, aș vrea să o comentăm în virtutea faptului că inclusiv domnia sa, atunci când era candidat la președinție, avea un proces nu pe rol. Nu era obiectul unei cercetări de natură penală. Bănuiam că asta o să spun. Asta este primul lucru pe care vreau să spun. Era un proces privind incompatibilitatea în care, de altfel, domnul Iohannis câștigase pe fond. Să ne aducem bine aminte. Și era numai în faza de recurs, care s-a judecat după ce a câștigat alegerile prezidențiale. Nu e un caz similar. Aici este vorba dacă a început urmărirea penală împotriva ta pentru un eventual fapt de corupție. Pe de altă parte, din deciziile pe care le-am luat eu, și anume decizia de a mă retrage din cursa pentru primăria capitalei, în momentul în care a fost începută urmărirea penală, de a nu candida pentru Parlament, vă dați seama că nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce spune domnul Iohannis. Așa este normal și firesc. Gândiți-vă că percepția României depinde foarte mult și de leadership, de modul în care funcționează mecanismele democratice și de calitatea oamenilor care dețin funcții importante în stat. De altfel, atât Partidul Național Liberal, mai ales Partidul Național Liberal, și aici o să discutăm un pic de diferențe, cât și alte formațiuni politice, în măsura în care vor participa la formarea unei majorități parlamentare, nu văd de ce nu sunt capabili să ofere un prim-ministru care să nu aibă niciun fel de problemă de natură penală. Acum, pe de altă parte, experiența ultimilor ani ne-a arătat că nu toți oamenii cercetați penal au fost și condamnați, inclusiv în zona politică. Au fost oameni care după un an, 2, 5, 7 și-au câștigat în instanță definitiv și revocabil reabilitare. În societate nu trebuie renunțat la un principiu fundamental și anume prezumția de nevinovăție. Un om în momentul în care începe o cercetare penală nu este vinovat și nu trebuie considerat vinovat de oameni. Practic, în ultima instanță, vinovăția sau nevinovăția se decide prin instanțele de judecată, care sunt cele care au drept de viață și de moarte în acest domeniu. Ca tare, cred, uitați-vă în orice democrație, în momentul în care asupra unui lider politic apar, neapărat să înceapă urmărirea penală sau să fie trimis în judecată, apar niște acuzații de corupție care au cât de cât un anumit fundament sau par să aibă un anumit fundament, oamenii se retrag din funcțiile publice. Asta este normalitatea. Sigur că și la noi, și aici vă vorbesc de pe poziția Rustan Pățitu, cred că trebuie o instrumentare a dosarelor mult mai serioasă. Cred că probatoriul trebuie făcut cu mult mai multă
profesionalist, cred că nu trebuie deschise dosare atâta timp cât nu ai probe și indicii foarte clare referitoare la săvârșirea unor infracțiuni, pentru că în momentul în care o persoană publică este, să spun, supusă unei proceduri de cercetare penală, se pot foarte ușor poate fi scos din joc un personaj incomod, de exemplu. Și cred că trebuie mult mai multă seriozitate și profesionalism în acest domeniu. Și vă vorbesc de ce de pe poziția lui Stan Pățitu. Este un om care în 27 de ani, oricine a vrut, a putut să mă cunoască. Eu am fost un om corect, un om care a respectat legea. Chiar mulți m-au considerat chiar un naiv și un fraier dintre colegii mai întreprinzători și mai cu tupeu. N-am adunat nicio averă în 27 de ani de carieră publică, iar ceea ce mi s-a întâmplat mie o consider o profundă nedreptate. Sigur că nu o să mă apuc cum fac alții, să dea cu pietre în DNA sau să pună la îndoială campania anticorupție. Campania anticorupție este necesară, dar eu cred că trebuie mai mult profesionalism și o cercetare mult mai profundă în ceea ce privește întocmirea rechizitorilor înainte de declanșarea, punerea în mișcare a acțiunii penale. Ultima întrebare înainte de a trece la partea fulgeră a interviului nostru de astăzi. Să presupunem că va fi, după alegerile din decembrie, va fi foarte greu să se facă o majoritate și președintele va veni cu o propunere a unui guvern de coaliție, implicit o unire a PSD-ului cu PNL-ul, lucru pe care dumneavoastră de-a lungul timpului l-ați contestat sub orice formă s-a făcut el. Veți fi în continuare un contestatar al acestei soluții sau poate fi văzută ca o soluție de compromis? Asta e o întrebare alagică, normal. Niciodată cred că Partidul Național Liberal nu poate să facă guvern cu PSD-ul. Suntem diametral opuși, între noi e o diferență uriașă. Suntem pe poziții antinomice. PSD întotdeauna a fost un partid care a ținut România pe loc, care întotdeauna a dat iluzii oamenilor, au fost fabricanți de iluzii și acum, când văd, de exemplu, că vin cu propuneri legislative, că o să crească pensiile cu nu știu cât, că o să fie 45% punctul de pensie, au numai propuneri de-astea care mai de care mai populiste. Mi-aduc aminte legea salarizării făcută de Rovana Plumb și de Victor Ponta după 3 ani în care n-au mișcat nimic în materie de salarii, în care promiteau creșteri de salarii cu 70-80% în administrație. Astea sunt niște utopii. În plus, PSD-ul întotdeauna a încurajat nemunca, întotdeauna a creat un sistem care a dezavantajat meritoșii din societate, oamenii cu inițiativă economică, și întotdeauna a generat un sistem de conducere, chiar dacă nu nedemocratic, dar oricum cu tendințe autoritariste. Deci repetarea alegerilor, să spunem, dacă se poate ajunge până acolo, poate fi considerat un rău mai mic decât o astfel de soluție de compromis? Repet, în ipoteza în care nu se pot înțelege partidele cu majoritatea obținută după 11 decembrie. Am studiat analizele, am făcut analizele pe sondajele de opinie. În România n-au picat două guverne. Mi-aduc aminte în 2009, după ce am format o majoritate, am dat jos guvernul Boc. L-am propus pe Klaus Iohannis premier. Și deși aveam o majoritate de 65% în Parlament demonstrată, Traian Băsescu a refuzat nominalizarea lui Klaus Iohannis pe poziția de premier, nominalizându-l prima oară pe Lucian Croitoru, care a picat la vot, iar la a doua nominalizare fusese Liviu Negoiță. Dacă pica guvernul Liviu Negoiță, se dizolva Parlamentul, special alegeri parlamentare anticipate. Atunci a existat o întreagă dezbatere în care până la urmă s-a amânat votul până la alegerile prezidențiale. Mai mult de teama parlamentarilor că își încheie mandatul în cazul în care pică și guvernul de Goiță. Se va ajunge la o formulă de guvern politic, se va forma o majoritate parlamentară și în niciun caz nu cred că există vreo variantă în care Partidul Național Liberal să poată să
facă ceva comun cu PSD-ul. Suntem mult prea diferiți. Uitați-vă că aici v-am dat. Uitați-vă, de exemplu, inclusiv pe chestiunea legată de atitudinea față de DNA, față de justiție, față de campania anticorupție, încă de la legea amnistiei și grațierii, în care PNL-ul a anunțat clar că nu sprijină legea amnistiei și grațierii, iar majoritatea parlamentară vrea să voteze legea amnistiei și grațierii. Și acum, pe listele PSD, sunt foarte mulți oameni care au probleme, cum au fost și la locale, numai că n-a ieșit mare, mare tapaj. Și la parlamentare vor fi oameni care au subiecții unor cercetări penale, sunt trimiși în judecată, unii chiar și condamnați. E o mare diferență între noi. Și aici repet faptul că eu și mulți dintre colegii mei avem această atitudine. Nu o facem neapărat pentru a câștiga în scorul electoral. S-a și văzut de altfel din alegerile locale că nu a avut un mare impact electoral. Și pentru că așa este normal să fie. România, ca să fie o democrație respectată, întâi la nivelul Uniunii Europene și în lumea civilizată, trebuie să-și rezolve singure probleme, inclusiv în ceea ce privește, să spun, eradicarea corupției la nivelul înalt. Domnule Orban, partea blitzkrieg a interviului nostru, 5 întrebări, 5 minute pentru răspunsurile dumneavoastră. Timpul va aparține. Dacă până în primăvară, la congresul PNL-ului, veți avea o soluție favorabilă în ceea ce privește dosarul dumneavoastră trimis în instanță, veți candida pentru postul de președinte al PNL-ului? Mi-e greu să vă dau acum un răspuns. Prioritatea mea în viață este acum să mi se facă dreptate și instanța să restabilească adevărul, și anume să constate că nu am săvârșit nicio infracțiune. Rămân activ politic și, în mod evident, după ce se va finaliza procedura în instanță, voi candida pentru orice funcție voi considera că este util pentru Partidul Național Liberal. Mai poate să se vorbească astăzi de o revenire a lui Crin Antonescu în politica mare și în conducerea Partidului Național Liberal? Asta depinde, în primul rând, de Crin Antonescu. Crin Antonescu a anunțat că se retrage din viața politică, că nu va candida, nici nu și-a depus candidatura. La ora actuală, inclusiv în plan familial, este oarecum, să spun, rupt de evenimentul politic. Dar dacă Crin Antonescu se va hotărâ să redevină activ în viața politică, consider că Partidul Național Liberal are nevoie de Crin Antonescu. Ați simțit vreodată, de la acel moment până astăzi, că dosarul dumneavoastră lansat pe piață fix în campania electorală a fost unul făcut exact pentru acest scop sau a fost pur și simplu o coincidență ca acel moment să coincide cu începerea de către DNA dosarului? Nu am nicio dovadă a faptului că cineva ar fi luat o decizie, dar efectul a fost clar. Dosarul făcut împotriva mea a afectat alegerile locale din București, în mod evident. Să ne ducem aminte, sondajele de opinie din perioada în care eram eu candidat, care era performanța mea ca și candidat și mai ales potențialul de creștere, care era scorul celorlalți actori politici, și se vede clar că acest dosar a afectat rezultatul din alegerile locale în București. Pe de altă parte, n-aș vrea să cred că s-ar fi decis în niște foruri departe de ochii lumii să mi se facă acest dosar, dar este un dosar în care acuzația împotriva mea este total nefundamentată. Este ceea ce se numește un dosar subțire. Asistăm în aceste zile la o serie de atacuri care o vizează pe doamna Laura Codruța Kövesi, șefa DNA-ului. Credeți că această campanie, să-i spunem, poate avea ca finalitate demitizarea
acesteia și a luptei împotriva corupției în esență, sau poate duce chiar la schimbarea șefului DNA? Nu cred că va avea acest efect. Din potrivă, eu cred că Ghiță, Ponta, Băsescu, prin atitudinile pe care le au personal împotriva lui Cotuțache, și nu-i fac un rău, ci din potrivă îi fac mai degrabă un bine. Nici nu-mi place această dezbatere, pentru că aș vrea ca dezbaterea să fie o dezbatere mult mai profundă, să nu fie pe chestii de plagiat și pe atacuri de astea de natură personală. Aș prefera ca dezbaterea să fie pe tema modului în care funcționează justiția, pe tema îmbunătățirilor care pot fi făcute în legislație și în funcționarea instituțiilor, pe modul în care se poate realiza un echilibru optim între puterile statului și nu pe chestiuni de natură personală. Oricum, autodenunțul lui Ghiță nu face decât să arate ceea ce a făcut Ghița, ceea ce a făcut Căveșii. N-am văzut nicăieri că este prezentată vreo probă în care să rezulte că ar fi știut doamna Cotuța Căveșii că se încearcă să se fabrice un raport favorabil pentru a-i face un serviciu. Și nu pot să înțeleg, la vremea respectivă, când, dacă mi-aduc aminte, era guvernul SL, de ce Ghiță, Ponta și alții aveau interes să o ajute pe Cotuța Căveșii. Sebi Ghiță susține că erau prieteni la vremea respectivă, deci din prietenie. Acum nu o să fiu avocatul Sebi Ghiță, o să explice el în instanță. În fine, ultima întrebare iese un pic din zona asta a politicului, dar este extrem de actuală și se referă la centura Bucureștiului. Aproape singurul oraș din țară mare, important, care nu are o astfel de centură. Centura Bucureștiului ține de Ministerul Transporturilor. Motiv pentru care întrebarea mea este simplă. Astăzi vă reproșați că a fost ministru al transporturilor, că poate și din vina dumneavoastră sau și din lipsa unui demers făcut de dumneavoastră, bucureștenii nu au astăzi o centură a capitalei? Din potrivă, nu am nimic ce să-mi reproșez. Acolo unde s-a lărgit la 4 benzi, în zona de nord, lucrările s-au făcut în cea mai mare parte în timpul mandatului meu, iar la finalul mandatului meu am lăsat contracte semnate pentru lărgirea la 4 benzi și pentru realizarea de pasaje la intersecțiile între drumurile care intră și ies în București și centură, pe toată zona de sud, pe toată lungimea centurii, contracte care au fost reziliate de miniștrii care au venit după mine. Mai mult decât atât, și aici trebuie să o spunem limpede, actuala centură, chiar și lărgită la 4 benzi, nu va putea să rezolve problema scoaterii traficului de tranzit din București. Trebuie construită autostradă de centură în toată Europa, nu numai capitalele europene, ci și marile orașe au autostradă de centură care, practic, scot traficul de tranzit din București. Eu am lăsat reactualizați indicatorii tehnico-economici pentru autostrada de centură, mai mult decât atât, și demarasem licitația pentru selectarea consultanței juridice, financiare și tehnice pentru realizarea autostrăzii de centură în regim de parteneria public-privat. De altfel am lăsat și pe tronsonul Sibiu-Pitești. Și totuși, de ce credeți că nu s-a făcut? N-a vrut nu mă cineva? Întrebați pe cei care au venit după mine, nu mă întrebați pe mine. Deci e o rușine. O rușine, da. Vă spun, ca Bucureștiul să nu aibă o centură funcțională care să permită ocolirea Bucureștiului în regim de viteză. Domnule Orban, am să opresc ceasul. Suntem acolo, 5 minute. Vă urez mult succes în războiul, în lupta pe care o duceți pentru a vă demonstra nevinovăția în fața nu oamenilor. Asta. Este o luptă. Bănuiesc că vă luptați pentru a demonstra nu trebuie să-mi că sunteți nevinovăție. Dumneavoastră nu din punct de vedere juridic, dar în ochii alegătorilor, în ochii oamenilor care v-au susținut, ar trebui să existe totuși o luptă în sensul ăsta. Aici a fost inegalitate de arme, permiteți-mi să spun. Mi s-a impus, am fost și eu de acord cu Ponta într-o chestie. Că ți se impune prin controlul judiciar să nu poți să comunici cu presa legat de corect dosarul respectiv. În schimb, în presă apar informații din rechizitorul DMA-ului. Eu am aflat din presă, de exemplu, că sunt trimis în judecată, citind și
pasaje ample din rechizitorii, acele pasaje ample care au dorit alții să fie publicate. În schimb, până când am câștigat ridicarea controlului judiciar, nu puteam să mă expun în public pentru că eram sub riscul de a fi arestat, de a se cere arestarea preventivă pentru nerespectarea controlului judiciar. Cu toate astea, m-am ferit cât am putut să vorbesc în public despre acest dosar. O să dau când, la primul termen, în mod evident unde e public, voi da declarația în care îmi voi prezenta punctul meu de vedere. În rest, evit să discut public pe tema asta, pentru că cred că nu are absolut niciun fel de relevanță. La ora actuală este un complet de judecată care este chemat să ia decizia și ei trebuie să ia decizia legată de acest dosar. Domnule Orban, mult succes atunci! Vă mulțumesc mult!